Doamnelor și domnilor, așa cum știți, din când în când în cursul parlamentarilor Vâlcec, vrem să aflăm ce au mai făcut, ce fac, ce gândesc și cum își exercită mandatul. Suntem acum, iată, în biroul de doamnei Daniela Oteșanu, parlamentar PSD de Vâlcea. Bine v-am regăsit, doamna Daniela Oteșanu. Bine v-am regăsit. N-am spus că sunteți și președinta femeilor social-democrate. Ați spus o altă dată. Am spus o altă dată, dar am început așa și pentru că mă gândesc că în ultima perioadă a fost agitație mare în partidul dumneavoastră. Cum ați trăit toate aceste momente cu contestări, cu scrisori, cu oamenii care știu că organizația Vâlcea sunt unită în CEX, s-a hotărât susținerea lui Liviu Dragnea. Sunteți membru CEX? Da. Da. Cum ați trăit toate aceste momente? Cum le-ați... Da, dar este adevărat că în ultima perioadă, poate o lună de zile, au fost niște dezbateri cu voce mai ridicată, să spunem așa, în partid. Au început după sau în timpul CEX-ului de la Neptun. Dar a fost bine că s-a întâmplat așa, pentru că Partidul Social Democrat a fost acuzat și în general partidele sunt acuzate și nu odată și nu o singură persoană că lucrează închis, că nu discută, că deciziile se iau numai de către o persoană, două, trei, cinci. Uite că de data aceasta au fost discuții destul de dure și în Partidul Social Democrat. Ce s-a dorit, am văzut cu toții. Schimbarea lui Liviu Dragnea. Să facă un pas lateral și de la președinția partidului și de la președinția Camerei Deputaților. Motivul invocat acum a fost un motiv care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să apară cu ceva timp în urmă, dacă tot era să apară. Am fost foarte surprinsă pentru că între semnatari sau susținători, că semnatari am înțeles că până la urmă nu au fost decât trei, au fost voci care, după condamnarea lui Liviu Dragnea, la 3 ani și jumătate cu executare, au ieșit și au susținut tocmai contrariu. Și anume faptul că Liviu Dragnea trebuie să rămână atât la președinția partidului, cât și a Camerei Deputaților. Schimbările ulterioare mi-a fost destul de greu să le interpretez, sau ce am interpretat n-a fost tocmai pe placul meu. Și nici nu-mi permit să fac speculații în această emisiune pe această bază. Cert este că a fost acel CEX vinerea trecută, că au vorbit foarte mulți, nu 1, nu 2, nu 5, așa cum se spune, ci vreo 30 am înțeles, că s-a ajuns la un vot, până la urmă un vot de încredere, pentru că indiferent ce s-ar fi votat, președintele Dragnea era liber să demisioneze sau să rămână în continuare. El a fost ales de către fiecare membru al partidului și asta o știm cu toții. Și s-a ajuns la votul de încredere pentru continuarea în formula actuală, adică cu președinte Liviu Dragnea. Scorul a fost unul care cred că ne scutește pe noi și pe oricine altcineva de comentarii la acest moment. Important este ca aceste discuții nu să înceteze subit, ci să aibă altă formă și să rămână în interiorul partidului, pentru că democrația în partid își are rolul ei, din punctul meu de vedere. Și cred că nu neapărat că este bine, dar nu este rău să se întâmple, să discutăm mult mai mult în interiorul partidului. Și să se întâmple, și ce a spus președintele Dragnea după ce a ieșit din CEX, ca miniștrii din guvernul Dăncilă să iasă și să comunice mult mai mult. Comunicatorii pe linie guvernamentală trebuie să fie în primul rând miniștrii sau secretarii de stat pe la nivelul ministerului respectiv, astfel încât oamenii să știe ce se întâmplă mai repede și mai bine. De ce? Sunt multe persoane care ne acuză pentru faptul că nu comunicăm, că partidul într-adevăr și guvernarea și-au urmat calea ei și au fost făcute foarte multe lucruri bune, dar din păcate nu am reușit să ieșim cu o comunicare pe măsura realizărilor guvernării. S-a comunicat foarte mult, numai că s-a comunicat cam unilateral, așa, doar pe baza legilor justiției și doar în jurul persoanei Liviu Dragnea. Eu chiar mă gândeam că din perioada în care trăiam, Băsescu ieșea fiecare seară la ora 7, oră de maximă audiență, să facă o conferință de presă și să dea de lucru tuturor televiziunilor și presei să vorbească despre ce a mai spus bravo președinte. N-a mai fost un personaj care să atragă atenția în jurul lui atât de mult cum este președintele Partidului Social Democrat Liviu Dragnea, pentru că orice se făcea, nu exista televiziune, nu exista zi, nu exista
presă scrisă sau online care să nu aibă ceva în legătură cu o declarație, cu ceva pro, anti, da, dar ceva în legătură să începem cu să discutăm și să comunicăm pe probleme care țin strict de ministerele de resort. Și care, să se, care se întâmplă în ministerele și de care resort. Interesează oamenii. Știți că de multe ori, eu chiar am pățit-o, cumva, adică am pățit-o. Mi s-a întâmplat ca un secretar de stat să refuze să dea o declarație de presă pe un subiect total nevinovat și fără nicio politizare, pentru că așa primise de sus ordin că nu trebuie să vorbească cu presa. Și asta este o prostie. Păi da, adică dacă Liviu Dragnea a vorbit serios și dacă se deschide, pentru că, uitați, mai pățesc colegii mei, invită din diverse deconcentrate și se spune nu putem de la Direcția Sănătate Publică fără acordul Ministerului, nu putem de acolo fără nu știu ce de plin. Am avut atunci să apare la comunicare cineva care este... Are, este abilitat cu această comunicare. Adică această cu aceste informații care trebuie să apară în spațiu public. Cu grija față de ce apare în spațiu public. Trebuie să ai un pic de grijă de ce apare în spațiu public. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar a ajuns prea departe. Și atunci oamenii, ca să nu greșească, exagerează și ei. Probabil că s-a hotărât într-un fel, dar mai se mai și exagerează în privința asta. Și nu e în ordine. Eu sper că, într-adevăr, să fi vorbit serios liderul partidului și să vedem o schimbare în acest și sens. Eu îmi doresc de la nivel de... ca la nivelul ministerului, fiecăruia dintre ministere, să existe un comunicator. Pentru că atunci nu mai sunt probleme și noastră când veți apela, veți apela la cine știți că este comunicator pe linia ministerului, de exemplu, al economiei sau al dezvoltării, deci, și omul acela nu vă va putea spune niciodată că nu este abilitat să vorbească, pentru că el asta trebuie să facă. Dar nici nu are amvergura de informație pe care o are decidentul, ministru sau sunt secretar pe stat. Deci, până la urmă, da, dar informațiile de acolo le ia. Da, de acolo le transmite. Așa este. Până la urmă e bine că s-a hotărât așa și eu sper să se și întâmple. Este bine, pentru că vorbea să Trambăsescu faptul că ieșea în fiecare seară și numai el ieșea și spunea fiecăruia probabil ce are de făcut. Liviu Dragnea a apărut și a comunicat mult, e adevărat. Nu și-a permis să le spună ce au de făcut, fiecare la ministerul lui. Probabil ca părere personală și-o mai fi dată câteodată. Am mai exagerat, dar nu asta este subiectul. Acum știți cum este, eu nu spun că nu a exagerat câteodată, toți mai exagerăm câteodată. Este bine să... Inclusiv că s-a antepronunțat că jandarmeria e nevinovată. E o anchetă în curs făcută de parchetul militar. Eu cred că ar trebui să lase lucrurile la nivelul acela și pe lege. Și eu cred că lucrurile ar trebui să rămână la nivelul celor care judecă la momentul acesta. Care, pe baza atribuțiilor clare, a evoluției, a protocoalelor existente în cazuri speciale, să decidă alb sau negru și apoi, în momentul în care transmis celor care, din punctul meu subiectiv, au greșit în 10 august și le transmiteți de niștiți că eu consider că sunteți nevinovați, nu e bine. Acum nici eu nu vreau să mă antepronunț, dar vă spun că nu sunt de acord cu punctul meu de vedere subiectiv. Da. Aveți dreptul să nu fiți de acord. Dar nu spun nici ce gândesc. Da, aveți dreptul să nu fiți de acord cu mine, că doar de aceea încă suntem într-o țară liberă în care spunem ceea ce și gândim. Părerea mea e că vom rămâne într-o țară liberă. Că vom rămâne, să sperăm că vom rămâne și încă într-o țară liberă. Partidul Social Democrat abia a demonstrat-o, nu? Că suntem într-o țară liberă. Fiecare se spunea despre Liviu Dragnea că este extrem de autoritar și că nu poate vorbi nimeni. Uitați că ți-au vorbit acum. Au vorbit. Asta s-a dus disponibilitatea președintelui Dragnea, a fost să-i asculte pe toți cei care au ceva de spus. Și să știți că pe undeva este bine așa. De ce? Spune omului în față. Da? Pentru că nu are ce să-ți facă. Ce să-ți facă? Să nu mai fi ministru. Bun, și dacă nu mai ești ministru, ce? Da, că nu te-ai născut și nu mor ministru. Până la urmă este ministru. Și nici nu cred că se va ajunge până acolo. În accepțiunea, așa, o accepțiune veche, este în serviciul poporului ar trebui să fie un ministru. Nu este neapărat o mare sinecură pentru un personaj. E o demnitate pe care dacă ți-o asumi, poți să fii mândru că ai făcut-o dacă ai făcut-o bine. Dacă n-ai făcut-o bine, e trist că ai fost ministru. Și trebuie să mai avem un pic de răbdare, să așteptăm să vedem ce se va obține prin această nouă remaniere a guvernului, da? Pentru că tot discutam de comunicare. Probabil că dintre miniștrii care vor fi înlocuiți vor fi și cei care, sau mai ales cei care nu au comunicat s-au remarcat loc, prin tăcere. S-au remarcat mai mult prin tăcere decât prin altceva și este normal să se întâmple și astfel de lucruri. Da, avem răbdare. Problema este că de mai e puțin și se împlinesc 2 ani de când ați câștigat alegerile și la PSD vorbim de moțiuni de cenzură împotriva propriilor prim-miniștri, remanierii,
Dar suntem de acord că nu se putea face altfel, da? Și suntem de acord că un boss... Nu am să știu dacă nu se putea face altfel. Păi, discutăm un pic dacă este cazul și hai să ne aducem aminte că domnului Sorin Grindeanu i s-a cerut să demisioneze, tot într-un cex, dacă bine mi-a avut aminte. Ceea ce dumnealui a refuzat să facă. Dumnealui fiind numit de către partid, nu ales de către marea masă a partidului. Despre asta discutăm, da. Era o diferență majoră. În momentul în care Sorin Grindeanu ar fi făcut acest pas la cererea Comitetului Politic Executiv Central, nu ar mai fi existat funcția de cenzură. Oricum, e ciudat ce se întâmplă și faptul că s-a cerut comunicare mi se pare un lucru bun, pentru că sunt foarte multe lucruri și așteptări pe care le au oamenii. Multe, este adevărat. De la infrastructură, la sănătate, educație și așa mai departe, la care au dreptul să afle în timp real ce se întâmplă și cum se mișcă lucrurile. Și sunt de acord cu ei, mai ales în ceea ce privește infrastructura. Și nu critic pe nimeni, dar este o problemă care trebuie să apese acest guvern în permanență. Lipsa autostrăzilor duce pe cale logică și în desfășurarea evenimentelor, practic, la o încetinire a dezvoltării economice. Și asta nu este de bun augur. Deci autostrăzile, cele cu care s-au lăudat toate partidele când au venit, că toate guvernările, că le au un obiectiv, că sunt principale, se pleacă pe niște studii de fezabilitate, se găsesc două grupe pe traseu, se duce studiu de fezabilitate, intrăm iarăși în așteptare. Procedura aceasta de a demara studiul de fezabilitate, de a-l definitiva, de a trece la procedura de licitație, trebuie să fie mai mult accelerată. Oamenii, este adevărat, așteaptă nu neapărat lucruri grozave, dar așteaptă, principalul lor pol de interes este construcția de autostrăzi. Dacă nu am circulat și am stat de vă exact. Dar nu numai atât. Posibilitatea de a te mișca mai ușor. Transportatorii care pot să facă... Dezvoltarea economică implicit de aici, blocată. Acesta este un lucru pe care trebuie să ne-l asumăm și noi și ceilalți care au fost și am fost până acum la guvernare. Într-adevăr, cu acest capitol s-a mers foarte, foarte greu. Spre mai deloc. E foarte trist și nu înțelegem de ce. Mai vor oamenii în învățământ niște schimbări esențiale, mai vor și în domeniul sănătății niște schimbări esențiale. La firul ierbii, dacă discutăm, cam acestea sunt problemele. Da, problemele de care se lovesc oamenii zi de zi. Da, acestea sunt problemele care îi apasă cel mai mult. Probleme de sănătate și știu că ei contribuie la sistemul de sănătate, ar vrea ca să nu se lovească de tot felul de ineficiențe sau dar de contribuie. Contribuie, cei care contribuie. Asta este, până la urmă, sunt 4 milioane care, sau aproape 4 milioane și ceva care muncesc în România. Nu, sunt aproape 5 milioane. Vedeți, am văzut pe Facebook, nu o să-i dau numele domnului care a făcut aprecierea, unde guvernarea noastră era foarte rea, dar nu asta era problema și domnul era în lipsă de informații, probabil, sau nu a citit unde trebuie, pentru că spunea la un moment dat că numărul de angajați din mediul privat nu este nici măcar cât numărul de salariaților bugetari, complet fals. Complet fals. Și trebuie să știe că, practic, la nivelul țării sunt undeva în jur de 5.200.000 de pensionari și cam tot atâția salariați bugetari și în mediul privat. Da, și vreo 4 milioane și ceva de asistați. Și vreo 4 milioane și ceva de asistați, dar eu vorbesc strict de cei care contribuie efectiv la bugetul asigurării sociale. Da, așa este. Până la urmă, doamna Daniela Oveșanu, noi n-am avea această discuție și am vorbit strict pe niște mecanisme legislative din Parlament, pe niște preocupări stricte ale dumneavoastră, dacă nu ne-am întrebat încotro ne îndreptăm și ce facem. Dar este normal să discutăm și aceste lucruri, pentru că sunt deputat, dar sunt și un politic și fac parte dintr-un partid și este normal să mă intereseze se întâmplă. Și eu sunt convinsă că atunci când mergeți în teritoriu și sunt întâlniți oameni în vârstă și bolnavi, vă întreabă că unii dintre ei renunță să mai apeleze la un medic pentru că sistemul nu este din verigă în verigă funcțional total și nu e în ordine să se întâmple așa. Nu se întâmplă de 28 de ani. Acum e o problemă, dacă tot ați deschis subiectul acesta cu medicii de familie. Da. Pentru că sunt din ce în ce mai puțini. Medicina de familie nu mai este o ramură atât de atractivă cum era odinioară, acum 10 ani, 12 ani. Și nu mai sunt oamenii, se apropie de pensie, n-au cine să îi înlocuiască. Sunt probleme în localități tocmai legate de acest aspect. Că nu mai are cine să vină pe medicina de familie și să preia
cabinetele și, și lista de pacienți. Și omul este, vă dați seama, este pus într-o situație extrem de dificilă. Un om care a bătut la o ușă ani de zile, se duc acum către cine? Către un medic specialist, și este foarte complicat. Și să plece din localitatea lui, nu m-am gândit să caute specialist. Trebuie să ia autobuzul sau ce trebuie să ajungă la doctor, să aștepte el. Am văzut o știre cu un medic care a făcut credit ca să-și doteze cabinetul. Deci, omul ăsta sigur că la un moment dat va ieși la pensie acolo, dar el a făcut credit. Toți au dotări pe cabinet. Da. Am mulți prieteni în medicina de familie și sunt foarte mulți dintre ei. Nu toți pe care îi știu eu, da, care au investit în acel... Da. Era în mediul rural și era normal pentru că lua din picioare pentru tot felul de proceduri, analize sau investigații drumul pacientului. Deci ceea ce s-a început, când s-a început această formă de asigurare de sănătate, s-a început cu județe pilot în care medicina de familie trebuie să fie și un fel de medicină preventivă. Ca pacientul, adică care, acesta este rolul ei, da. Da, pacientul să nu bată neapărat la ușa specialiștii, pentru chiar orice. Dacă este cu adevărat nevoie să ajungă acolo. E, vedeți, sunt multe lucruri care nu funcționează, sunt convinsă că vă preocupă. Deci nu... A, și mai e un domeniu foarte interesant, că tot am ajuns aici la medicină, îmi permit să încercăm să-l dezvoltăm un pic, acel de medicină școlară. Da. Unde iarăși avem o problemă mare, așa pentru este. Că de regulă în școli se găsesc mai mult asistente, mult mai puțin medici și părerea mea este că totuși ar trebui, această ramură a medicinii ar trebui cumva pe sistem de rezidențiat scoasă mai des și să se ducă oamenii să se specializeze în acest domeniu. De ce? Uitați-vă, au început școlile și deja sunt răciți în linie. Normal, că anotimpul s-a pus schimbări aici nu bruște. Sunt, da, exact, dar să știți că și părinții au... un merit sau un merit mai mic, mai mic sau mai mare în acest, din acest punct de vedere. În momentul în care copilul este răcit, l-ai scos din comunitate, nu-l trimiți, pentru că este clar, este un virus, este transmitere aerogenă, imediat se ia, nu este o problemă, mai ales la ei la școală, da? Dar totuși, medicina școlară trebuie susținută, cred eu că trebuie susținută, iar cei, chiar dacă trebuie la un moment dat să-i plătești ca pe cei din spitale sau din partea cealaltă, unde sunt foarte bine plătiți, foarte bine remunerați. Deci trebuie găsită o soluție atractivă și pentru cel care ar vrea pe rezidențiat să se ducă pe medicina școlară, astfel încât să avem medicul în școală. Și trebuie rezolvată și problema stomatologică. E adevărat, e foarte adevărat. În care s-a început cumva ca schimb de experiență între două parohii, una din Suedia și una din Arad, și continuă ca proiect întins, a fost până a ajuns în 45 de orașe din Strumoși Copii Sănătoși, și acolo în Arad, la școala 7, de la 95% a scăzut incidența carilor la 3%. Dar asta pentru că s-a implicat... E controlul. S-a implicat societatea civilă, s-a implicat cluburile Rotary atât din Suedia cât și din România. Și cumva am înțeles, pentru că în Suedia vorbeam cu un domn care a venit aici, din contribuțiile pe care toată lumea le dă la sistemul de sănătate, până la 20 de ani, tânărul are acces gratuit la servicii. Dacă eu mă formez sănătos și nu-mi las, ori la noi, pe măsură ce te îndepărtezi de orașe către mediul rural, problema incidența este foarte mare. Foarte mare. Deci e o problemă... Plecând de la ideea că acel spălat zilnic de două ori lipsește, da, nu de două ori, pe, și odată de cele mai multe. Inclusiv educație, că nivelul de civilizație al nețelor este și după consumul de săpun și de pastă de dinți. Pastă de dinți, da. Așa, până la urmă, aici suntem. Deci suntem în secolul 21, suntem o țară în Uniunea Europeană și... toată ziua ne certăm pe legile justiției și pe tot felul de protocoale. Nu să ne mai certăm pe legile justiției, deși vor fi în continuare mulți care vor face aprecieri cu privire la aceste lucruri. Știți că bine că săptămâna aceasta Curtea Constituțională s-a pronunțat și 303 legea răspunderii magistraților și 317 legea privind organizarea CSM-ului deja merg la promulgare. Așteptăm. Și președintele Iohannis are termen în 10 zile să le promulge. Așteptăm să vedem ce spune și a fost comisia un întreg de la scandal, a fost un întreg festival de umor creat pe această Nu, pentru că au încercat să o ducă destul de des în derizoriu această treabă și lupta aceasta permanentă pentru de a stabili pentru cine sunt făcut. Au fost și exagerat. Da, și de o parte și de alta. Unele semnalate chiar de oameni din interiorul justiției și oameni care probabil lucrează zi de zi. Acum nu putem să-i acuzăm pe toți că sunt partidici. Nu.
Că... Dar nici nu am făcut-o până la urmă. Asta este. Dar să știți că cele mai multe dintre amendamentele la cele trei legi au venit din partea lor. Da. Știu cum a fost tot procedeul. Au fost ascultate. Dar, mă rog, și... acum, cel puțin, da, nu mai discutăm de retrimitere, de reexaminări, de lovire de nulitate a unui articol. Vom vedea cât de bine va fi. Vom vedea, eu zic că va fi totuși mai bine, poate de cum a fost până acum. Așa, să vedem și codurile penale, ce drum vor... Sperăm că va fi mai bine. Vor... Știți ce să nu mă doamnă de la aveți un copil care va avea la rândul lui copii și bănesc că, fiind și un politic și fiind implicat direct în procesul legislativ, vă gândiți că nu se fac niște legi doar pentru generația noastră, ci și copiii copiilor. În general, legile se fac, da, exact, pentru copiii copiilor dumneavoastră să trăiască într-o țară în care... au toate drepturile și obligațiile așa cum există în ordine. Și siguranța că în momentul în care ajung în fața unei instanțe de judecată își vor afla adevărul dacă au dreptate. Exact, da. E foarte important. E tot, totul e foarte important. Deci până la urmă nu facem numai pentru noi. Pentru că știți bine că cele mai multe dosare la CEDO ale noastre sunt ale românilor. Da, și atunci înseamnă ceva, sau însemnat ceva despre justiție în această țară. Multe sunt legate de proprietate și de încăpățânarea ani de zile a autorităților de a nu recunoaște niște drepturi de proprietate pe măsură ce s-au făcut abuzuri ridicătoare la cer și demonstrate în care oameni care nu aveau niciun drept au intrat în posesia unor suprafețe mari în România, păduri, terenuri și așa mai departe, sate întregi unii dintre ei prin Transilvania. Oamenii care aveau dreptul uneori mureau cu dreptatea în mână și urmașilor ar trebui să ducă la CEDO. Și aici suntem de acord. Da, deci asta pentru că a fost o încăpățânare teribilă de a face ordine într-un loc în care astăzi, dacă aș întreba pe oricare dintre oamenii politici de la putere sau din opoziție, dacă ar veni cineva și i-ar lua casa, i-ar lua mașina, i-ar lua căruța, i-ar lua purcelul, dacă n-ar urma și dacă n-ar sta toată viața să-și recupereze pe drept aceste lucruri muncite de el, nu? Așa este. Adică... Și este normal, dar trebuie să le și obțină. Da. Exact ce a spus dumneavoastră. Nu trebuie să duce în fața instanței și să... Aici sunt cele mai multe procese la CEDO, din păcate, care au fost... Mai puține sunt de natură care au relevat, cum să spun eu... Drepturile omului. Drepturile omului, da. Sunt și acestea, da. Și sunt pe multe cazuri. Deci asta e, până la urmă, legile să le facem să ne fie bine și nouă acum, dar să fie bine și celor și dacă care vor mai exista și... sau vor mai fi sesizate inadvertent, există posibilitatea de a amenda în puncte clare legile respective. Da, e de... Este adevărat și ce spuneți dumneavoastră, că poate ar fi trebuit un acord mai larg asupra lor. Pentru că astăzi, la guvernare, este Partidul Social Democrat, peste nu știu câți ani ar putea să fie un alt cine partid. Cine știe ce partid? Căruia să îi se pară că legile acestea nu sunt tocmai în regulă și să venim și să luăm de la început. Poate că, într-adevăr, consultarea mai largă și posibilitatea de a face, nu un protocol neapărat, că deja am început să ne speriem când auzim cuvântul protocol. Eu cred că am exagerat, vorbim prea mult despre niște protocole și le-am total anormale. Asta ca să unele, nu unele dintre ele, da, altele nu, doamna Daniela Oteșanu. Pentru că noi încercăm, punem așa, vânătoare de vrăjitoare, până la urmă, serviciile se trebuie, trebuie să-și facă datoria. A fost un caz în care doi indivizi care erau acuzați că au vândut secrete de stat au invocat în instanță protocoalele și au cerut să fie exonerate. Asta este o prostie, nimeni nu va putea să meargă pe această... Da, Oteșanu. Deci sunt cazuri și cazuri și aici. Dar atunci nici nu putem trăi cu această teamă că veșnic suntem urmăriți, că veșnic ni se vor asculta telefoanele, că nu mai am dreptul să vorbesc decât codificat la telefon. Dacă vom fi cinstiți și nu vom fura și nu, nu, dar presiunea există, să știți, indiferent că suntem cinstiți sau altfel. Cred, o presiune tot există. În autoritățile știu că sunt pentru că lumea mai poate să și interpreteze. Că nu-și favorizează grupurile de interese, că nu dau hotărârea iurea în care trec, nu știu, sisteme întregi, insule întregi în favoarea, nu știu, cărei societăți, atunci, doamna Oteșanu va fi... De ce haideți să, ne să vedem justiția, să de se pronunțe iar noi. De ce să ne temem de faptul că... Nu e vorba de temere aici. Eu am spus altceva, nu mă tem. Eu nu mă tem, că nu am de ce. Se plângeau din PSD că sunt supravegheați. Așa că se plângeau, dar nu este tocmai comod să știi nu, că... Nu, doamna Firea se plângea că este urmărită. Bine, da, domnul Gratea se plângea că l-a așteptat asasinii, au venit asasinii, s-a mare, da? Cei patru.
Da, așa. Cei patru de la, nu se știe, din vest, din est, nu știe cine i-a trimis. Să știți, acum fiecare ies la declarații și vor suporta rigorile în funcție de faptul că declarațiile fiecare dintre ele au fost acceptate sau neacceptate sau interpretate într-un fel sau altul de către cei care ascultă aceste declarații. Atâta energie pierdem cu toate lucrurile astea. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Când sunt atâta lucruri de făcut și vedeți, ați spus degetul pe rană, vreau să o spun eu, că poate trebuia o consultare mai largă, că vin alții și o iau de la capăt. Așa am făcut de 28 de ani în România. La educație a făcut un ministru ceva, a venit altul, indiferent de partid, a luat-o de la capăt. La sănătate, altul. Tot ce a făcut cel dinainte era rău. În economie aproape la fel, la mediu la fel. Și de aceea noi mergem în zigzag și cu potențialul pe care îl avem, cu inteligența pe care poporul român o are, nu suntem acolo unde ne-am dorit încă să fim. Încă n-am ajuns acolo. Nu am ajuns și nu suntem foarte aproape de locul păi pe nu, care îl visăm. Asta pentru că toată lumea o ia de la capăt. De la care capăt? Deci nu se știe de la care capăt, știți? Asta este, e trist. Da, Daniela Oteșanu, cum să nu, până la urmă, dincolo de toată această perdea de zgomote și toate aceste... Da, dați-mi voie să spun ceva, știu eu o lege care cu siguranță nu va suporta modificări. Legea salarizării. Nu o să mai ia de la capăt, pentru că ar fi în defavoarea oricărui partid la momentul păi ăsta. Nu poți să mai tai salarii, da, în momentul în care vin. Problema este să dezvolți și economia, să ne poți plăti, să nu te împrumuți în fiecare zi. Deocamdată nu au fost astfel de probleme, deși opoziția este destul de îngrijorată pentru aceste lucruri. Da. Atunci, dacă dezvolți și economia, ideal este să crească salariile, că nu poți totuși să ții oamenii cu... Și ideal este ca și mediul privat să înțeleagă, în continuare vă spun, nu am nimic, sunt unul dintre ei, sau așa îmi place să cred, dar vor trebui să aibă mai multă grijă la salariile date celor pe care îl muncesc pe dacă mie. Dezvoltarea economică este sustenabilă și mediul privat poate, crește salariile. Nu vedeți că acum caută oamenii, eu bănuiesc că și despre asta este vorba. Caută lucrători și nu-i găsești. Pentru că cei mai buni, nefiind foarte bine plătiți, au plecat. Da. Iar ceilalți nu prea vor să profesionale, dacă bine ne aducem aminte amândouă, lipsesc. Da. Din ce în ce mai mult. Cunoaștem și cine a făcut demersul, dar nu mai dezgropăm morții, că n-are sens. Dar nici cei care au venit după nu le-au reînființat. Păi nu. Așa. Acum sunt încercări timide cu învățământul dual, da, de școli profesionale, da. Să sperăm că se va reglementa. Dar și așa, deci o văd mereu, văd și pe Facebook și în anunțurile din presa locală și la noi sunt societăți de construcții, sunt oameni care caută și le oferă salarii bune. Acum. Da, și nu vin. Da, deci... Și asta este o problemă. Și faptul că la 416 erau foarte mulți încadrați, îi făceau cumva pe cei care lucrează, mai ales în construcții, și care pot plăti niște salarii, care au nevoie chiar de muncă necalificată și nu puțină, să nu aibă de unde să ia. Și atunci, dacă oferta aceasta a constructorilor există, ea este publică la AJOFM, se dau către primării, primarii și AJOFM este obligat să scoate aceste posturi și să întrebe pe fiecare, să ofere un loc de muncă. În momentul în care l-ai refuzat... Și cine să nu mai primească ajutorul social. Da. Mai ales dacă nu e bolnav, nu are nu știu ce probleme care... Doamna, lasă, sunt cazuri în care ajutorul social este dat pe bună dreptate și n-ai ce să-i faci omului respect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar trebuie să fim de acord în continuare că sunt și foarte multe cazuri când aceste ajutoare au fost date pe cu totul alte criterii decât era normal să fie făcute și să fie acordate. Aici sunt problemele. Am și în momentul în care le caută de lucru, nu știu, pe Arto, pe Arto, nu va putea să facă. Primar care le caută de lucru și a redus considerabil numărul asistaților sociale din localitate. Da, deși se spune că la nivelul primăriilor este un fel de, cum să o numesc așa, să nu jignesc primarii. Au acolo un bazin electoral. O marjă de manevră. Un bazin electoral, da. Da, da, da. Zic și eu, câteva sute de voturi într-o comună contează, pentru contează că înclină mult balanța. Contează mult. E, acum primarul este obligat să facă acest anunț, să-i cheme și să-i pună... Și nu mai este suficient să te duci să refuși, să semnezi că ai fost chemat la AJOFM. S-a terminat cu chestia asta. Ei, eu vreau să... Și-a fost promulgată legea. Deci da, uite că aici da, chiar da, sunt de acord da, cu toții. Da, sigur. Și mi se pare corect să fie așa. Mai este ceva, că până la urmă, vedeți, orice stat, eu țin minte și grecii, care, în sfârșit, nici nu mai vorbesc ce, că tot mai fi făcut și ei prostii, dar au niște autostrăzi de... Au. Da. Pe bani europeni, pe care noi nu reușim să-i luăm. Mai este... Eu vreau să cred că guvernul Dăncilă
va accesa aceste fonduri. Se pune problema încurajării turismului. Înțeleg că sunt niște reglementări, scăderea TVA-ului de la 9 la 5% pentru servicii de cazare. Pentru toate serviciile turistice, la momentul acesta. Turistice. Dar este un alt punct care se va regăsi într-o ordonanță care o să apară probabil în octombrie sau noiembrie. Deci și în această toamnă. În această toamnă și care face vorbire despre o stimulare a activității și a dezvoltării stațiunilor balneoclimaterice, locul e unde place cel mai tare să spun acest sigur lucru, că da. În jur de 10 miliard, de 1 miliard de euro pentru 10 ani de zile. Cum se vor acorda acești bani din vânzările din insolvență, se va crea acel fond, se va fi alimentat fondul acela de investiții, 50% din nivelul acestui fond se va duce către societățile comerciale, care prestatoare de servicii turistice, iar 50% către administrațiile locale în astfel de stațiuni. Pentru că, în continuare, o să spun și n-am să renunț la lucrul acesta, degeaba hotelul arată foarte bine, degeaba îi dai toate serviciile de foarte bună calitate. Dacă, mai ales că vorbim de stațiuni balneoclimaterice, ai proceduri foarte bune, oamenii se simt foarte bine după ce au făcut aceste proceduri. Dacă îi ții 16 zile în hotel și nu le dai altceva de făcut și nu poți să aibă niciun fel de satisfacție în momentul în care au ieșit în oraș, se întâmplă să nu-ți mai vină acolo, să caute o altă stațiune, să caute o altă variantă. Dacă vor investi administrațiile și stațiunile se vor colora, da? Ei, omul ăla va veni și după ce își rezolvă problema de sănătate. Cam despre asta vorbim, pentru că mi-a plăcut foarte mult în stațiunea cu tare. Nu vreau să nominalizez acum una neapărat, da? Este un început. Hai să mai vorbim despre stimularea turismului și să ne gândim, să ne amintim de etichetele de vacanță. De când am auzit de acest lucru și de când a fost elaborat și a fost menționat, eu am spus că este un lucru foarte bun și se va regăsi în creșterea stațiunilor de pe litoral. Și nu numai de pe litoral, da. Pentru că sunt o parte dintre ei, probabil că aveți prieteni în mediul bugetar, eu am, care nu și-au folosit încă tichetul de vacanță și se pregătesc să plece la munte. Sigur. Deci este vorba practic de o dezvoltare a turismului românesc, de o încurajare a turismului românesc. Și acest lucru s-a întâmplat și mă bucur foarte tare că s-a întâmplat. Înțeleg că guvernul se pregătește pentru următorii 2 ani să acorde în continuare aceste tichete de vacanță, pe care eu nu le văd valorice. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, nu dau un tichet de vacanță valoric, pentru că la nu mai este tichet de vacanță, este un ajutor. Da, și îl folosește în altă parte, așa pe exact. Care... Ideea de la început a da. Fost de stimulare a turismului intern și aici s-a țintit și s-a obținut ceea ce s-a dorit de la bun început. Și unde s-a dezvoltat și unde, practic, s-a văzut foarte clar acest lucru, la stațiunile mai micuțe după litoral, pentru că Mamaia oricum nu avea de suferit sau o stațiune puternică, la Saturn, la Venus, la Jupiter, la Olimp, stațiuni care anul ăsta au fost extrem de aglomerate. Îmi povestea cineva care a fost la Eforie Nord că, pe aceste etichete de vacanță, că n-a mai văzut plajă atât de aglomerată de dinainte de 89. Excelent! E un lucru foarte bun, mai ales că litoralul românesc mai are încă vedeți, multe, despre asta este mai vorba. Dar nici tichetele acestea de vacanță n-au fost, n-au avut o comunicare pe da. Măsura realizărilor care le-a care au decurs din ele. Problema e că se adresează doar bugetarilor. Doar bugetarilor, este da, adevărat. Asta este, sunt la totuși 1.400.000, dacă nu mă înșel. Da, sunt. Da. Care au familii, nu neapărat tot bugetari. Da, da, așa este. Așa este. E un lucru bun care s-a făcut. Deci, revenind la scăderea TVA-ului pentru toate serviciile din turism, spuneți-mi până acum era 9% la cazare și mic dejun. TVA-ul. La alimentație rămânea TVA-ul clasic. Și ziceți noastră că sigur prin ordonanță de guvern... Va fi cuprins într-o ordonanță de guvern și această menționare de 5%. Nu știu care va fi termenul, probabil că 1 ianuarie 2019, dar important este să se întâmple. Da. Adică nu să se întâmple mâine neapărat sau pui mine sau la 1 ianuarie, dar să se întâmple. Am înțeles că se mai urmărește și scăderea la zero a TVA-ului pentru resursele minerale la... tot în aceeași ordonanță sau o altă? Nu, sunt cazuri distincte, sunt privite distinct în proiectul guvernului pentru toamna aceasta. Erica Dăncilă ne l-a explicat destul de pe larg la întâlnirea cu grupurile parlamentare de la Neptun, că după ce a fost nemaipomenitul cec s-au fost noi la discuții. Și trebuie să se întâmple. Lucrurile alea este foarte bine, dar trebuie și comunicată. Nu-mi permit eu să mă antepronunț, deși el sunt oarecum publice, o parte dintre ele. Și ce mi-a plăcut cel mai mult în acel proiect, eu am dezvoltat deja într-o declarație și m-am legat de această idee de a dezvolta și de a se îndrepta atenția spre stațiunile balneoclimaterice. Da, 31 la număr.
Acum, dacă resursele minerale, apele minerale la sursă sunt scutite de redevență, statul pierde niște bani, dar se mai... Dar câștigă niște clienți. Câștigă niște clienți. Câștigă pe alte părți, ca să spun așa. Dar problema este că uneori aceste resurse minerale sunt administrate privat. Așa este, aici este o problemă, știm și noi cum s-a... Dar este o concesiune care nu mai țin minte foarte exact când se va apropia de final, 2018-19, pe aici pe undeva ar trebui să... Ca idee, acei oameni mai pot să perceapă taxe pentru sursele minerale? Dacă ea nu mai are... Ea este scutită de TVA, dar ea are un cost. Da. Ea are un cost. Da, da, și până acum acei costuri erau vin de la Dumnezeu să vin la... Da, dar vin pe undeva. Costă. Instalațiile sunt vechi, făcute de zeci. Asta nu înseamnă că nu costă. Da, nu sfârșit. Dar nu sunt costuri foarte mari. Acum depinde ce va presupune următorul pas de după concesionarea acestor resurse către anumite societăți, după cum bine știm că s-a întâmplat. Care sunt prioritățile în această toamnă ale dumneavoastră pe care le aveți ca obiective? Numărul 1, legea pensiilor. Dacă mă întrebați pe mine... M-au întrebat pe stradă oamenii și eu ce să le spun. Poate ne spuneți dumneavoastră ceva important astăzi. Ce să le spun decât că ea este în dezbatere și probabil că va mai rămâne o perioadă, pentru că în alte condiții am fi acuzați că iar o facem pe repede înainte. Și de data aceasta este clar că Ministerul Muncii va fi mult mai atent. Legea 153 nu că a fost lucrată pe repede înainte, dar a pierdut, neavând toți specialiștii la momentul respectiv care să-și spună problema. Curios este că după 153, după ce a apărut, după ce a fost promulgată, scuzați-mă, au apărut tot felul de oameni care au spus, dom'le, dar și noi am făcut nu știu ce. Eu am fost în comisie, în dezbateri zilei, vreau să spun și nopți, dar se termina pe la 11-12 noaptea. Și știu cine a venit acolo și cine a fost acolo și știu ce s-a cerut și știu ce s-a obținut. Au fost multe figuri pe care le-am văzut după aceea venind și ridicând o serie de pretenții, nevenind inițial să spună despre ce este vorba. Nu neapărat în comisie, dar ducându-se la minister și explicând ministrului și corpului care a lucrat la această lege. Și aici este o problemă. Da, e bine să fie poate făcută temeinic, pentru că da, mai sunt niște probleme. Exact asta vă spunem, că această dezbatere pe un termen mai lung nu poate fi decât benefică. Mai sunt niște probleme. Sunt o grămadă de societăți care nu mai există. Arhive pe care le, cine știe, au fost aruncate, lăsate de izbeliște în vechile sedii. Nu se știe cum de-au ajuns. Și... E o muncă titanică. Da, e o muncă titanică, dar mai una este să aliniezi pensiile celor care acum n-au beneficiat până acum de grupe, de grupa 1 și grupa 2, pentru că știi foarte exact cât sunt și știi foarte exact cât trebuie să pui la pensie, pentru că cei pensionați înainte de 2011 n-au beneficiat de grupe în momentul în care s-au stabilit cuantumul pensiilor și atunci este mult mai ușor de făcut. Oamenii nu trebuie să se mai ducă la casele de pensie pentru că se știe foarte exact ce trebuie să se facă. Alta este când trebuie să iei dosar pe dosar. Da, și mai este ceva că nu sunt oameni care... Și știți cum este? Mai e o problemă. Oameni care au avut aceeași meserie, au practicat aceeași meserie, cam aceeași vechime sau aceeași vechime. Deci s-au pensionat pe legi diferite. De fapt, aici e problema, că ei s-au pensionat pe legi diferite și din cauza acestui lucru, pensiile lor diferă foarte mult. Adică sunt discrepanțe uneori foarte mari între pensiile unor persoane care au prestat aceeași muncă pentru aceeași vechime, pentru același număr de ani. Da, bun. Și cam când credeți noastră că legea pensiilor o va prinde un contur așa și va fi... Nu mă hazardez să dau un orizont de timp. În momentul în care vom mai avea discuții împreună și voi ști mai precis aceste lucruri, îmi place că atunci când spun ceva să se și întâmple, nu să-mi dau cu presupusul pur și simplu. Am vorbit de legea pensiilor, alte prioritate? Hai să vedem cum rămâne cu offshore. Pe mine și asta mi se pare foarte importantă. Deocamdată văd că s-au sustat, a fost în Senat. Sunt niște amendamente pe care sunt curioasă să le ascult și eu, dar nu prea aș fi de acord. Așa să vedem ce se va spune până una alta. Să deduci din impozitul pe profit, investiții, să vedem cum sună până la final. Da, am văzut păreri pro și contra. Și e interesant că te gândești că... Dar așa cum România am discutat, are nevoie de... Da, așa cum am discutat în prima fază, când offshore a trecut de Camera Deputaților, cu totul schimbată, modificată față de, adică în punctele esențiale, ca să îl avem pe Caragiale alături de noi, față de cum a trecut din Senat, la fel se va dezbate și acum în grup, sunt absolut convinsă. Da. Și aici este o problemă, pentru că aud și alte opinii care spun, domnule, da, că avem resurse, de ce nu le exploatăm noi?
Păi, uneori nu pentru avem capacitatea. Pentru că cei care le exploatează au obținut concesiunea pe un număr de ani. Unu, și-au făcut cercetări ca să descopere... Și-au făcut și niște investiții. Niște investiții și cercetări da. Acolo. Și pe care, dacă le cuantifici, nu știu ce... Probabil un consorțiu românesc pe care îmi dorim să se dar creeze... Dar faptul că 50% din ce se va extrage din Marea Neagră vine în producție internă, vine pe piața internă, nu în producție internă, este unul dintre cele mai importante lucruri care s-au obținut în acest offshore. Pe lângă banii care vor veni să prin vedem impozitare cercetară, da? În funcție de prețul la care se tranzacționează. Să vedem și cum va trece. Să vedem cum va trece, da. Acum, eu mi-am propus ca în această perioadă să nu discut nici pro, nici contra acestui referendum peste 30 de milioane de euro care costă bugetul. Nu vreau să discut nici pro, nici contra. Vă întreb un lucru. În ordonanța de urgență publicată în Monitor Oficial se spune că cel care merge la vot se duce și votează și spune dacă da sau nu este de acord cu modificarea Constituției așa cum s-a decis în Parlament. Îmi spuneți și mie, îmi arătați un act, eu l-am căutat, cu ce hârtie a ajuns la guvern când, înainte de a se da ordonanța, ce s-a decis în Parlament? Ca familia tradițională să fie cea considerată ca fiind cea alcătuită dintre un bărbat și o femeie. Până acum, Constituția stipula ideea că familia este, practic, reuniunea între soți, nemenționând în mod expres că soții trebuie să fie unul bărbat și unul femeie. Acum, nimeni nu are nimic cu cei care sunt sau au alte opțiuni pe tema asta. Problema nu este că homosexualii sau cei de altă latură decât a familiei tradiționale vor dispărea, pentru că n-ai cum să-i faci să dispară. Asta este situația, trebuie să-i accepți, până la urmă nu este vina lor. Este o maladie din punctul meu de vedere și acest lucru. Și trebuie privită ca atare. Dar aici se face vorbire în principal de familia tradițională. Dacă, nu că sunt de acord, dar asta este, trebuie să fim toleranți față de fie, opțiunea fiecăruia. Când este vorba de familie, cred că trebuie, nu cred, sunt convinsă din punctul meu de vedere, că trebuie să fim un pic mai atenți. Nu, eu altă întrebare aveam, v-am zis, nu vreau să abordez această temă. Sunteți sigură că este singurul lucru care s-a trimis către Guvernul României? Pentru că eu așa știu. Mie această întrebare ambiguă... Ziceți, vă legați de speculațiile care au existat, care da, există în spațiul public, legate de faptul că acest referendum practic ar veni să acopere alte modificări ale Constituției nevorbite încă. Deci ce garanție am eu că garanția în această formulare va... Nu e nicio garanție. Nu, lăsați-mă să vă spun. Dacă vorbim de Parlament, de când suntem noi, adică cei doi ani, care, aproape doi ani de care au curs de când suntem în mandat, singura modificare de Constituție este aceasta. Da, acum... Știți că următorii pași de la după referendumul trece, nu trece, este partea a doua, n-are importanță. Haideți să spunem oamenilor și cum trece, ca să poată să treacă ce puțin. Se întâmplă. Următorii pași, știți că trebuie să facă adunare constituantă. Ei, eu sunt curioasă că această adunare constituantă trebuie să ia în calcul și referendumul care a stabilit că Parlamentul trebuie să aibă 300 de parlamentari. Și eu, doamna Daniela Oteșanu, aștept cu nerăbdare ziua aceea când se va constitui această adunare constituantă pentru a valida rezultatul referendumului, dacă va trece sau nu, din 6-7 octombrie și 7-8 sau când este, în sfârșit, și a valida și încă un referendum, pentru că nu putem să aplicăm măsuri în care se stabilește că Parlamentul dacă României... întrebarea dumneavoastră se referă dacă la faptul că eu aș putea fi de acord sau nu aș fi de acord cu numărul de 300, vă spun că eu sunt de acord cu numărul de 300. Cu o singură cameră nu sunt de acord. Nu, nici eu nu sunt de acord cu o singură cameră. Mi se pare că e foarte bine ca probabil cumva mecanică. Uitați ce s-a întâmplat cu legea offshore. Cum a trecut de Senat? Da. Nu se întâmpla nimic dacă nu era camera de, decizională, Camera Deputaților, nu? Da. Nu, nici eu nu sunt de acord cu o singură cameră. E bine să fie la stilul nostru de democrație și de parlamentarism și de cum se practică în lupta putere-opoziție, e bine să fie două camere și să existe mai multă dezbatere publică. Asta este. Dar să știți că nu faptul că sunt 300 sau 460, haideți să fim serioși. Da, nu da, asta este o mare problemă, nu știu, se creează așa o mare problemă că da, nu da. Sunt 300 și sunt 460. Vai, ce se întâmplă, să dărâmă România da, pe chestia asta. Doamna Daniela Oteșanu, arătați-mi mie... Eu vreau să vă spun că problema este alta, ca parlamentarii să-și facă treaba, să vină la lucru. Da. Să fie acolo când arătați-mi se votează. Arătați-mi mie
Parlamentul a întrunit adunare constituantă și toți parlamentarii votând aceste două reglementări care au fost stabilite prin referendum popular, gândindu-se cât se vor bate pentru... Mulți nu vor vota. O să vedeți care va fi rezultatul votului. Mi-aș dori electronic ca să puteți să-l vedeți după acela. Mai trebuie să spunem. Să vedeți că și cei care cer 300 vor vota împotrivă. Mai trebuie să spunem că... Că ipocrizia este la ea acasă. Termenele de punere în practică ale unui referendum, că am văzut că la 300 nici acum nu s-a pus în practică și nu s-a ajutat la modificarea Constituției în acest sens și la modificarea structurii Parlamentului. Nu se dacă votează oamenii în octombrie acum, da sau nu, după cum fiecare crede și e liber să creadă, că suntem, până la urmă, asta este, vor mai dura câțiva ani până când vom vedea Constituția modificată. Da. Pe partea asta... Mai avem încă o consultare populară, o agitație, care nu face bine nici familiei tradiționale, din punct de vedere, nici celuilor. Dar cu ce strică familiei tradiționale? Nu face bine până la urmă, adică nu face bine, nu-i strică familiei tradiționale. Nu aduce o modificare radicală, astăzi am votat, de mâine lucrurile în România sunt așa, mai ales că în codul civil, postul cod al familiei, se precizează. Nu se poate să te duci doi soți în România să te căsătorești. În codul civil, care fostul codul familiei nu mai există, codul familiei nu mai există, se precizează, adică noi ne suprapunem. Da, am zis că nu vorbești și te m-am luat curat pe tine. Înainte, nu mă... Asta nu este un motiv să nu vă duceți la referendum. Fiecare va face sau să nu meargă lumea la referendum. Fiecare va face ce va crede de cuvință. Și vreau să spun și ați întrebat atunci că pragul acum este 30% pentru a fi validat. Și cu condiția cu 25% număr de voturi valabil exprimate. Deci cine să zice să anuleze voturile, chiar dacă facem 30% sau să fac 30% cu ei și nu sunt voturile valabile exprimate 25%, iarăși nu. Da. Dar eu nu cred că va fi o problemă, mai ales că referendumul acum se întinde pe două zile, se întinde pe două zile, nu cred că va fi o problemă ca 30% din populația acestei țări să fie interesată să-și pună opinia. Să-și spună opinia din acest punct de vedere. Da. Bun, vedeam. Am văzut pe doamna Dăncilă că Partidul Social Democrat nu se implică în campanie pentru... Dar nici nu pot să faci o campanie în sensul ăsta atât... Eu nu văd ca o campanie în sensul clasic al campaniei, pentru că nu stă să strigi la ușă să-l întrebi pe om dacă merge la referendum și... Nu știu cât de... Dar imaginea, mediatizarea, Facebook-ul... Ați văzut că au tot apărut imagini și pro și contra pe Facebook de a vota, de a merge la referendum, de... Da, bine. De a nu merge la referendum. E un spațiu liber și libertatea de a se exprima fiecare... Probabil că mediatizarea aceasta va avea un rol foarte important. Fiecare ce gândește și cum gândește și e... Uitați-vă că deocamdată factorul politic, indiferent că a fost cel de la putere sau din opoziție, nu s-a implicat deocamdată cu nimic. Da, doar că niște lor de poziție pe Facebook, ca orice cetățean. Da, da. Dreptul ca cetățean să-și spună părerea. E foarte interesant. Vom aștepta să vedem cum curg lucrurile și în această direcție și să sperăm că nu ne mai organizăm încă un referendum degeaba. Că așa, dacă cel cu 300 de parlamentari cu care poporul român e de acord dacă îi întreb, e bine, este doar un român dacă îl întrebați este de acord și cu 100. Nu. Pentru că nu se obișnuiesc să facă niște calcule care nu sunt mai relevante. Să nu exagerăm. Acolo când s-a spus 300, s-a spus cu o logică, ținându-se cont de mărimea țării, de repertare. Chiar atunci știu că se făceau și niște calcule câte ar veni, pe ce spăm, în sfârșit. Nu mai are importanță. Deci trăim vremuri foarte ciudate, ne agităm în foarte multe direcții și așteptăm în continuare o lege a pensiilor bune, așteptăm infrastructură, așteptăm o sănătate funcțională. Am spus la infrastructură, sunt absolut de acord cu cei care spun acest lucru, că este poate punctul esențial. Da. Punctul esențial. Dacă, pentru că infrastructura asta și pe care o guvernare serioasă, cum este cea PSD-ului, așa cum o consider eu, trebuie să le aibă ca punct central în programul de guvernare. Există niște teorii care spun că orice guvern e diferent când vine în primii 2 ani, ia cele mai dure măsuri ca în următorii 2 ani să mai îngulcească lucrurile. În primii 2 ani nu s-a întâmplat ceea ce aștepta să uite, eu sunt de acord să le ia și în ultimii 2 ani. Soluția, ideea de autostrăzi, de studii, să demareze, să văd tronsoanele licitate,
Să văd că se pleacă, să văd că începe să se toarnă sau să că decoperteze, că se așează. Să se miște lucrurile. Da. Da. Și eu sunt de acord, doamna Daniela Oteșanu. Și ca de obicei, trebuie să spun respectatorilor că îmi face mare plăcere dialogul cu dumneavoastră, pentru că sunteți deschisă oricărui fel de întrebare și până la urmă, dacă există o întrebare în spațiu public sau o temă, nu știu de ce n-am discutat-o, pentru exact. Că avem dreptul să ne spunem sunt opiniile. Sunt mulțumită de mine că nu mi se pare că am foarte multe întrebări care mi-ar deveni incomode. Da, și nu vă deranjează nici întrebările. Ne scoate sinceritatea din impasul ăsta. Exact. Până la urmă asta este. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc succes și ne vedem curând pentru a mai spune telespectatorilor ce se întâmplă în Partidul Social Democrat și în Parlamentul României din punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc și eu încă o dată.